cealaltă câteva urme de grăsime pe lângă. Și habar n-am de unde au apărut. Servus, sunt Bunica și bine v-am găsit la un nou videoclip, la un nou Q&A. Pe fratele... care l-am mai filmat odată în pula mea. Da, am mai filmat odată cu o să chestia asta în cadru, dar o să tăiem asta la montaj ca să nu știți. Noi am improvizat aici cu să nu bată vântul, am pus ghiozdanul. Da, lucrați cu profesioniști, ce mă? Suntem cu Rareș în spatele camerei ca de obicei. Rareș ne va întreba... Rareș mă întreabă... Întrebările întrebătoare de pe Facebook. Întrebătoarele întrebătoare de pe Facebook. Pe care le-ați lăsat voi, desigur. Și Zuckerberg. Hopa. Bravo. Așa, hai să începem minunatul Q&A de luna martie. Nici nu știu dacă am făcut... Luna martie eu n-am făcut din aprilie. N-am făcut Q&A de aprilie. Te fac de lucru. Dat un șa de apă, dă și mie un șa de apă. Să-mi trec vocea. Vei face serie de ou? Da, zi mai tare. Vei face serie de ou? Vei face serie de ou? Vei face serie de ou? La schimbul, la schimbul. Vei face serie de ou? Hai, dacă stau pentru întrebarea ta, zi-o-i. Faci serie sau nu faci? M-am gândit să fac serie de wow, dar să învăț să joc mai bine, adică să știu care treaba mai în detaliat, așa, mai exact. Alinci Ionelis pe Facebook, smântână cu ceapă. Asta e comentariu. Și roșii cu smântână, bag pula în spanioli. Fără semn întrebări. Da, de faza a fost că Ianis a pus. Faza că am jucat cu băiatul ăsta, cu Ianis. Am jucat un meci de CSGO și am prins cu o echipă de spanioli. Era super, era. Dar am câștigat meciul, era ok. De ce nu? Pentru că așa a fost să fie, nu știu. Dacă noi nu vedem aerul, peștii văd apa. Da, peștii sunt niște ființe care trăiesc sub apă. Bem bere! Bă, noi bem bere, dar bem whisky mai mult. Bem numai whisky. Bem numai whisky pentru că avem bani din YouTube. Câștigăm și ne luăm numai whisky. Ce faci? Bine. Îți place Nutella? Aia era întrebat. No! Filmez un Q&A. Îți place Nutella? Finetti is the best. Finetti îmi place, Finetti la putere. Dar și Nutella îmi place mai mult. Crezi în Dumnezeu? Mâine mă fac budist. Marea gălușcă din cer. Ai femeie? Da. Ce îți place să faci? Să mă plimb cu barca pe Moldova. Ai vrea să te tunzi? De obicei mă tun, da. Rusia! Viha na Katyusha. Ce ai alege dintre canalul de YouTube, teatru și chitară? Doar o variantă. Doar o variantă. Doar una singură. Bă, nu știu, cred că teatru. Îți mai este frică de întuneric? Doar când dorm. Ce faci cu viața dacă nu cu viața dacă nu-ți merge actoria? Bă, nu știu, mă gândeam să cerșesc sau să cânt la chitară în piața Constituției. Trubadur ni facem, coiță. De ce plângi când bei? Este o întrebare capcană, nu voi răspunde la această întrebare pentru că este total împotriva mea. Care este capitala Angliei? Paris. Trece o mașină. Bă, stai puțin că asta a fost cu dublă întoarcere. Ce? Mașina? Nu, a spus aia, am avut cu Rusia. O întrebare, bine, un coment. Nu pulă, Rusia e de la Ciombei, ciorbă, pula mă, mea și asta e de la... Măi, da, păi de la aia e Rusia. Și dacă dăm mai... Deci, deja a răspuns fata. Care este perspectiva... Stai că trebuie o voce de intelectual. Care este perspectiva ta asupra vieții și asupra rostului omului pe pământ? Domnule Budincă, Budincii. Deci, fiecare om are... un scop de îndeplinit, dacă nu îl îndeplinește se va reîncarna. Și cam ăsta e scopul. Nu e niciun scop efectiv. Ce mai face pisica ta? Pisica mea doarme, de obicei. Dacă plăcinta este plăpândă, de ce plământ? Da, este și plăcintă. Este și plăcintă arsă. Și dacă e plăpândă, de ce pământ e plat? Pentru că pământul poate fi și moale. E cu dublă întoarcere. Bă, ești prost. Ca mașina, mă. Ca mașina. Tu parle vous francois? Nem je suis le fla. Îți plac sarmalele? Andy a pus un video pe... Și când ca întrebare și m-a întrebat dacă îmi plac sarmalele.
Îmi plac alea cu carne de om. Da, mai... M-ai fost odată întrebarea asta dacă îmi plac sarmale și tot am zis cu alea cu carne de om. Întrebare! Unde este întrebarea? Și acum melodia aia de la Illuminati fundal. Oare crabii cred că pește zboară? Deci crabii trăiesc unde? Pe plajă. Da. În nisip. Deci ei cumva sunt vecini cu pești. Ar trebui să știe că ei nu zboară, ei ci notă. Dar povești întunecate când? Draga mea Luiza, iubita mea Luiza, mi-a dat cadou povești întunecate. Și tot i-au să dat cadou și întrebare. Și ce întrebare mi-a dat? Da, vine după parodie. Parodie. Ce parodie? Bine, avem de gând să filmăm o parodie. Nu știu când apare, dar apare și parodia, apare și povești întunecate, dar să știți... Nu mai respira. nu mai respira. Apare și... povești întunecate. Stați pe felii că apare, nu e grabă. Bună, îți oferim cadou 5 minute mega trafic național la pe 14 zile. Mi-a dat Victoria o întrebare. Stai că nu se vede, mă. Ce o să te faci când o să crești mare? Ce o să te faci când o să te faci tu mare, ce o să te faci? Bă, nu m-am gândit. Terorist. Deci, terorist. Da, bună, terorist și scafandru. Chiar îmi place. În același timp. În același timp. Eu încerc să mă fac actor, chit că o să fiu plătit ca un lemn. Banca asta e plătită mai bine decât un actor. Nu uitați dacă v-a plăcut să dați un like, un share și... un ce? Un like, un share și un subscribe. Eu am fost Flavius, el e... Nu, eu am fost Budincă, scuzați-mă. Budinci. Budinci. Râdeam cu Rareș că o să-mi schimb numele în Budinci și o să-mi las mustață de aia de italian și mă duc la el acasă și o să vă zic că m-am mutat în Italia și o să vorbesc în italiană. El a fost Rareș. Salută, băieții. Nu vreau. Vă pup și nu vă iubesc. Pa!